Kundinyasana. Postura de pornire este stând în picioare. Pentru a preveni întinderea musculară și ruperea ligamentelor, această postură nu trebuie practicată de persoanele care nu au flexibilitate corporală. Depărtați picioarele și veniți cu palmele la sol. Palmele se așează la o distanță de 20 de centimetri de picioare. Îndoiți genunchii și coatele și faceți o aplecare către față. Așezați coapsele pe triceps și mutați greutatea corporală pe brațe. Picioarele trebuie să fie depărtate, iar trunchiul paralel cu solul. Privirea se orientează într-un punct fix în față. Mențineți postura timp de 30 de secunde. Respirați normal în postură. Postura nu este recomandată persoanelor care suferă de hernie sciatică sau afecțiuni la nivelul șoldurilor.